Ne place să cunoaștem cât mai mult. Ne plac informațiile noi. Oamenii plătesc bani mulți pentru educație. Dorim să fim inteligenți, să reușim în viață. Dumnezeu însă ne oferă ceva mai mult, înțelepciunea. Ce este și cum putem să o aflăm, cum putem să o avem, vom afla imediat. Ascultați Radio Vocea Evangheliei 92,2 FM. Sunt Valentin Giurici, împreună cu Raul Damian, l-avem ca invitat pe Ciprian Burghelea, pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Carani. Bine ai venit! Bine v-am găsit! În discuția noastră de astăzi vorbim despre înțelepciune și pornim de la un citat biblic de data aceasta din Cartea Proverbe. Aș dori să citiți acest citat. În Proverbe, capitolul 2, voi citi de la versetul 1 la versetul 5. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Amin. Așadar, vorbim despre înțelepciune și ceea ce este interesant, la o primă citire a textului, observăm că sunt multe condiții. De multe ori apare cuvântul dacă, dacă, dacă. Da, sunt 7 de dacă, în 4 versete. De fapt, dacă ar fi să avem o analiză așa de text, o să observăm o progresie. Dacă vei primi cuvintele mele, adică dacă citind sau auzind despre Dumnezeu, le accepți, le primești. Majoritatea oamenilor nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, este pasul imediat următor, adică nu numai că le accepți, dar încerci să iei aminte, încerci să le pătrunzi puțin, să-ți pui anumite întrebări. În partea a doua versetului 2 zice, dacă îți vei pleca inima la pricepere, adică mai mult decât doar să memorezi anumite versete, încerci să le și înțelegi, poate puțin context, începi să te joci puțin cu logica lor. Dar versetul 3 merge și mai mult de atâta, dacă vei cere, dacă te vei ruga, cu alte cuvinte, conștientizezi faptul că ai nevoie de înțelepciune și începi să o ceri de la sursă, de la Dumnezeu. Dumnezeu este sursa înțelepciunii. Și pasul al patrulea și cel mai important, dacă o vei căuta ca argintul, adică dacă o vei căuta ca pe o comoară, ca pe ceva valoros. Dacă parcurgi ăștia 4 pași, 4 etape, Biblia promite că atunci vei înțelege frica de Domnul. Atunci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Raul zicea despre faptul că ne place să fim înțelepți. Raul, după ce m-am analizat cam unde stau eu pe aceste 4 trepte, mi-am dat seama că eu am o problemă vis-a-vis de înțelepciune. Hai deodată să definim înțelepciunea și după aceea să ne întoarcem la astea 4 etape. Dați-mi voie să definesc înțelepciunea ca fiind felul lui Dumnezeu de a fi. Modul lui Dumnezeu de a gândi, de a acționa. Dumnezeu este înțelepciunea. Și în momentul în care avem în minte definiția înțelepciunii în felul acesta, înțelegem că tot ceea ce înseamnă cuvintele lui, planurile lui, viața lui, devine sursă de inspirație pentru noi. Cei mai mulți oameni, ne întoarcem acum puțin la text, se adresează versetul întâi, fiule. Cum ați două feluri de a vedea pe fiul ăsta. Ori un tată vorbește cu băiatul lui, ori fiule în sensul de rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că noi toți ne adresăm lui Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Tatăl nostru. Deci e clar că mie mi se adresează capitolul ăsta. Probabil că Solomon i-o fi scris unui din fiii lui sau cuiva apropiat. Dar simt că textul acesta este pentru toată lumea. Și în prima parte spune, dacă vei primi cuvintele mele, Dumnezeu ni se descoperă fiecăruia dintre noi și ne spune, uite, dacă vei primi, dacă vei citi Biblia, dacă o vei deschide, dacă auzind cuvintele acelea, le vei accepta. Multe persoane din timpul Domnului Iisus n-au primit cuvintele Lui. Și ce mi se pare mie interesant, că parcă Dumnezeu pune multe condiții. Așa este la o primă impresie. De fapt, am senzația unei ștachete ridicate tot mai înalt. Dacă, și mai ridici un pic ștacheta, dacă, și dacă, și dacă, peste care parcă Dumnezeu nu ar vrea să sărim. Nu că nu ar vrea. Noi nu suntem capabili. Noi trebuie, ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să ajungem într-un anumit punct. Noi ne naștem defecți. Deci ne naștem strâmbi, ca și un calculator, ne naștem virusați.
suntem stricați din fabricație, cum ar veni. Și cumva etapele acestea sunt etapele reparării noastre. Poziția normală, nu poziția înaltă, e doar normal să fii în măsură să cauți pe Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu să o cauți ca pe o comoară. Aia e normalitatea. Noi nu ne naștem normali, ne naștem anormali. Și atunci cumva trebuie să ajungem la acești pași ai vindecării, hai să-i numim așa. Și prima etapă este aceea de a primi cuvintele lui Dumnezeu. Să fiu clar și simplu de înțeles, majoritatea oamenilor nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Și pe vremea Domnului Iisus, când îl auzeau cu predică, oamenii religioși erau primii care întorceau spatele. Istoria se repetă. Cine are urechi de auzit să audă. Versetul 2 zice așa: dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, cu alte cuvinte, după ce ai primit cuvintele acelea, numai că le ții acolo în inima ta, ai memorat un verset, ai început puțin să-l pătrunzi, să-l mai adâncești, să pătrunzi argumentul. Oare de ce? Oare cum? Oare ce se întâmplă? Oare cum mă raportez eu la chestia aia? Și după ce parcurgi foarte bine etapa a doua, care, iară, cei mai mulți oameni din ăia puțini care au primit cuvintele, cei mai mulți oameni se opresc cam aici. Încep, au citit odată Biblia, hai de două ori, după aia au obosit, s-au plictisit, ori intrat așa într-o apatie generală, acum nu mai vorbesc de noi. Și în momentul acela ne-am plafonat aici. Versetul 3 este pentru o categorie mai aparte de oameni care și-au dat seama că le lipsește înțelepciunea și ajung în rugăciuni, în loc să se roage: Doamne, dăm vindecare, Doamne, dăm succes, Doamne, dăm cutare, Doamne, du-te la spital și mai fă o vindecare. Sau, eu mai știu ce alte rugăciuni, la un moment dat se și roagă: Doamne, sunt prost, am nevoie de înțelepciune. Și cere chestia asta ca pe un lucru sincer, nu pentru că așa l-a forțat pastorul să se roage. El chiar simte lucrul ăsta în părtășia lui acasă, analizându-se și cu pocăință stând în prezența lui Dumnezeu. Își dă seama: Doamne, ce departe sunt eu de tine. Am nevoie acum de călăuzirea ta. Am nevoie de puterea ta. E, undeva aici oscilăm toți. Cam undeva aici ne oprim. Cel puțin eu mă analizez pe mine, sunt undeva între etapa a doua, aceea de a-și pune inima să studieze cuvântul lui Dumnezeu și a cere înțelepciune. Eu cred că cei mai mulți oameni au impresia că sunt deștepți. Da. Care este diferența între inteligență și înțelepciune? Inteligența este o înțelepciune fără Dumnezeu, dacă ar fi să-ți o definesc așa. Ți-am zis că înțelepciunea, prin definiție, înseamnă voia lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi, logica lucrurilor, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere. Poți să fii un om inteligent, poți să fii sclipitor, smart, dar Dumnezeu nu este în viața ta. Atunci rămâi doar inteligent. Un om înțelept îl ia pe Dumnezeu în calcul. De fapt, nu îl ia pe Dumnezeu în calcul, îl ia pe Dumnezeu ca fiind fundamentul rațiunii lui, fundamentul gândirii lui, a vieții lui. Poți să fii un om inteligent, poți să fii un bun matematician, fizician, chimist, eu știu, în meseria în care ești un om inteligent. Dacă îl scoți pe Dumnezeu afară din viața ta, rămâi doar inteligent. Ajungem la punctul 4, cel mai important dintre toate, la care e foarte greu și cei mai mulți oameni nu parcurg această etapă, se opresc aici. Și dacă te oprești aici, versetul "atunci vei înțelege frica de Domnul", nu-l primești, pentru că ne oprim la jumatea drumului. Apropo, ca și o glumă, ca să destind așa, că văd că sunteți în... Știi când știi că ai îmbătrânit? Când ești la mijlocul unei scări și nu știi dacă urci sau cobori. Atunci știi că ești bătrân. Ideea e că suntem și în textul acesta pe o scară și cumva ne-am oprit în punctul acesta în care ne-am pus inima să căutăm voia lui Dumnezeu, chiar începem să cerem înțelepciune, dar pentru noi versetul 4 este undeva departe, nu este ca o comoară voia lui Dumnezeu. Hai să definim ce e o comoară. Ce e un lucru prețios? Este ceva care vei căuta zilnic. Am un prieten care îi place foarte mult agricultura. Când a fost la școală, nu i-a plăcut cartea, dar i-a plăcut agricultura. Nu a excelat în școală și acum citește o grămadă de cărți despre agricultură și are el așa un hobby, chestia asta. Și își pune inima, la un moment dat, chiar a început să traducă din engleză
cărți în românește. Nu știe foarte bine engleză, dar atât de mult îi place agricultura încât s-au apucat pe net, pe eu știu ce site-uri de traducere și și-a tradus propria lui carte despre ciuperci. Îi place foarte mult agricultura. Eu sunt un om pasionat. La fel, orice pasiune pe care o ai, în orice pasiune pe care o are omul, el investește. Și timp, și bani, și energie. Uitați-vă cât de mult investim noi în a ști voia lui Dumnezeu. Hai să fie un lucru foarte practic. Noi de multe ori ne rugăm la Dumnezeu, de foarte multe ori ne rugăm la Dumnezeu și aducem tot felul de cereri. Mai puțin luăm în calcul, dar oare ce ar vrea El să ne zică nouă? Oare cum ar vrea El ca noi să ne raportăm la El? Biblia este istoria lui Dumnezeu. Din cartea Geneza până în cartea Apocalipsa ne este descris Dumnezeu cum lucrează cu omul. Vrei să știi cum lucrează Dumnezeu în viața ta? Citește cum a lucrat și în viața altora, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și clar că va lucra și în viața ta cum a lucrat și în trecut. În momentul în care începi să deschizi Biblia și mai mult decât doar să știi puțină teologie, să fii un bun teolog, așa, mai mult de atâta, după ce ai cerut înțelepciune de la Dumnezeu, ajungi în etapa a patra în care cauți și urmărești ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața ta într-un mod plenar, într-un mod profund, într-un mod autentic. Doamne, astăzi este marți. Eu mă duc la radio Vocea Evangheliei, am să mă urc în mașină și fac... Doamne, care-i voia ta? Ce trebuie eu să fac? Voi pleca de aici. După ce se gata programul cu voi, mă voi duce în treaba mea. Dumnezeu trebuie să fie real în viața noastră în fiecare zi. Nu doar o teorie, nu doar un concept duminică. Dumnezeu nu este un concept. Dumnezeu este o persoană. Este iubitul vieții mele, este persoana cu care eu vreau să împărtășie zi de zi. Știți care este dovada cea mai mare a faptului că noi nu suntem și nu am depășit etapa a patra? Și ascultați-mă bine, apatia din bisericile noastre. N-am demonstrație mai mare decât atât. Pentru că oamenii s-au plafonat într-un loc. V-am identificat locul acela. Ne place să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să-l știm, să avem anumite idei teologice, niște doctrine. Și cam atât, acolo am rămas. Poate unii dintre noi mai pioși așa, la un moment dat, simt nevoia și chiar se roagă pentru. Și rămân acolo. Dar haideți să luăm pe Dumnezeu să fie în viața noastră de zi cu zi. Și atunci Biblia spune, atunci vei înțelege frica de Domnul. Frica de Domnul este un alt sinonim al cuvântului înțelepciune. Atunci vei înțelege înțelepciunea, vei înțelege rațiunea. De ce zice Dumnezeu, de exemplu, să nu prea curvești? De ce ți interzice anumite lucruri ție Dumnezeu? Oare s-a trezit așa cumva Dumnezeu cu fața la cerceaf? S-a uitat, măi, câte porunci aveți voi? 10, nasol, 11 de aveți de acum încolo. Credeți că Dumnezeu ne dă porunci fără o anumită logică, fără o anumită rațiune? Este Dumnezeu habotnic? Vrea ca cumva noi, măi, prea bine vă simțiți voi pe pământul ăla. Mie nu-mi place de voi că vă simțiți așa de bine. Câte ați avut porunci? 11. Na, luați 12 de aici să nu stați la rând. Nu cred că Dumnezeu inventează porunci ca noi să o ducem rău, ci dimpotrivă, ca și regulile de circulație. Regulile sunt făcute ca să protejeze circulația. Și în momentul în care înțelegi rațiunea, de exemplu, a regulilor de circulație, vei fi un bun șofer. La fel, dacă vrei să fii un, dați-mi voie să folosesc expresia asta, șofer de cursă lungă pe calea îngustă. Dacă vrei să fii, va trebui să cunoști regulile de circulație, dar nu doar să le înveți doar dintr-o carte, să le stăpânești bine, să fii maestru, să înțelegi de ce este circulația așa, de ce funcționează viața mea așa, de ce Dumnezeu îmi îngăduie anumite boli, de ce uneori mă vindecă. De ce uneori nu mă vindecă? De ce uneori Dumnezeu îmi vorbește prin cuvânt? De ce uneori Dumnezeu tace? De ce Dumnezeu mi-ascultă părți din rugăciune? De ce Dumnezeu îngăduie anumite necazuri în viața mea? De ce copilul meu trece prin anumite boli? Sunt foarte multe întrebări. Și la întrebările noastre, Dumnezeu vorbește atât de clar. Dumnezeu nu este un Dumnezeu mut. Dimpotrivă, Biblia îl prezintă ca vorbind. El este Logosul. Apropo de seminarul Logos, mi se pare că l-ai citit mai înainte. Dumnezeu este cuvântul. E clar că vorbește. De ce nu auzim atunci? Facem o scurtă pauză muzicală, după care vom continua să vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu și despre logica lui Dumnezeu.
alături de vocea Evangheliei. Doamne, îți mulțumesc nespus că prin harul tău mi-ai adus speranță și atâtea comori din veșnicie. Luminează-mi tu gândul să știu voia ta, întărește-mi tu pașii să pot înainta. Doamne, te laud. Într-adevăr, așa cum zicea și melodia, Doamne, te laud, cred că vom putea să-L lăudăm pe Dumnezeu mai cu foc și mai real în momentul în care îl înțelegem pe Dumnezeu, în momentul în care parcurgem logica. De ce ne-a spus Dumnezeu lucrurile acelea? Da, continuăm discuția noastră, continuăm interviul cu pastorul Ciprian Burghelea despre înțelepciune, cum putem primi noi oamenii înțelepciune. Și am spus că vorbim despre logica lui Dumnezeu. Mai departe spuneai că tot ce face Dumnezeu are logică. Un slogan ce s-a născut înainte de reformă și a rămas valabil și în perioada comunistă în România spunea: crede și nu cerceta. Este chiar așa? Are logică, de fapt, tot ce apare în Biblie? În primul rând, n-are logică expresia aceea cu crede și nu cerceta. Dimpotrivă, Dumnezeu ne provoacă, Dumnezeu dorește ca noi să cercetăm toate lucrurile, pentru că fiind lucrarea mâinilor Lui, prin cercetarea lucrului mâinilor Lui, vom ajunge să-L cunoaștem pe El. Haide, uitați-vă puțin la natură. Uitați-vă puțin la ceea ce ne înconjoară. Splin de legi. Una dintre legi este legea gravitației și alte legi. Da? Observați, un Dumnezeu ordonat, un Dumnezeu care funcționează, nu este un Dumnezeu a haosului. Dacă ar fi fost o explozie primordială și noi am fi apărut ca urmare a hazardului, da, toate lucrurile ar fi fost atunci haotice. N-ar fi fost legi. Noțiunea de lege este un argument al existenței lui Dumnezeu, o poză a lui Dumnezeu, un fel de a-L pătrunde pe Dumnezeu.
Oamenii de știință s-au pus să studieze și să înțeleagă legile și fenomenele și au ajuns să înțeleagă logica lucrurilor. E, același lucru trebuie să-l facă un credincios, să înțeleagă logica felului lui Dumnezeu de a se purta în viața lor. De ce Dumnezeu vrea să facem anumite lucruri? Le spuneam într-un anumit cerc unor prieteni, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim roboți religioși. Un robot este ceva care este programat, el nu gândește, are el niște circuite integrate, dar nu are propria lui rațiune, nu poate să analizeze, el face doar ceea ce îi se spune. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim roboți religioși, indiferent de ce religie ai, și cred că ascultătorii noștri sunt oameni religioși, și să-și pună în dreptul religiei numele religiei lui, din care face parte. Dumnezeu nu vrea să fim oameni religioși, roboți religioși, în care să executăm anumite lucruri, ca așa ne-a zis pastorul, sau ca așa au făcut generațiile anterioare, sau ca așa au zis nu știu care sfânt dintr-o altă biserică decât a noastră. Eu cred că noi trebuie să pătrundem și să înțelegem rațiunea lui Dumnezeu. Eu fac ceea ce fac pentru că Dumnezeu este așa, eu mă conformez chip lui. Domnul Iisus a spus că noi trebuie să avem în noi chipul său, eu trebuie să înțeleg de ce Domnul Iisus a spus lucrurile acelea, de ce în Evanghelie se vorbește și Domnul Iisus are subiectele acelea, ălea sunt subiectele importante pentru el, lipsesc din discuțiile lui alte subiecte poate dragi nouă. Să vă dau un exemplu, Domnul Iisus n-a spus niciodată despre muzică, nimic, dar noi discutăm foarte mult pe subiectul acesta și atâta patimă punem în subiectul ăsta. Ciudat de ce tace Domnul Iisus pe subiectul ăla, nu cumva ar trebui și noi să mai tăcem, să ne punem mâna la gură și să ne închinăm Domnului în loc să tătata vorbim pe subiectul ăsta, da? Trebuie să înțelegem logica lucrurilor. Domnul Iisus când vorbea cu oamenii nu vorbea așa că îi se năzărea lui. Uitați-vă în Evanghelia după Ioan să vedeți cum se parcurge de la o idee la alta, cât este de profund acolo Domnul Iisus și încearcă să ne tragă pe fiecare dintre noi în felul lui de a fi, călcați pe urmele mele, zice Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. La urmă urmei, el este modelul meu. Cârligul sau felul lui Dumnezeu de a mă îmbrățișa este tocmai această înțelepciune. Astea sunt lanțurile, dacă pot să folosesc expresia asta, lanțul pe care mă leagă Dumnezeu de el, înțelepciunea. Eu voi înțelege de ce face Dumnezeu, de ce face Tatăl nostru chestia aia și eu voi face lucrul acela, nu că îmi spună alții. Și dacă pastorul nu o să mai fie lângă mine, ce-o-i face? Și dacă eu știu care miez religios nu o să mai fie lângă mine, ce-o-i face? Nu o să mai fac voia lui Dumnezeu? Da, de unde? Dar ce, am făcut legământ cu nu știu care? Eu am făcut legământ cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. N-am făcut legământ cu nici altceva și nu mi-aduc aminte să fi făcut așa ceva în viața mea. Ideea este, pe scurt, în momentul în care eu înțeleg voia lui Dumnezeu, eu încetez să mai fiu un roboțel și devin fiu. Pentru că fiul este liber și poate să facă voia tatălui, dar un fiu autentic. Unii au impresia că Dumnezeu parcă se teme să cercetăm și de aceea de parcă am descoperit altceva, nu am descoperit pe Dumnezeu. Și foarte bine ai spus că atunci când cercetăm natura, atunci îl descoperim pe Dumnezeu. Satan se teme să cercetăm. Satan vrea să fim tolomaci și încuiați la minte și să nu gândim, să fim ușor de manipulat, pentru că o persoană rațională într-un final tot îl va descoperi pe Dumnezeu. Bineînțeles că trebuie Duhul Sfânt să fie la mijloc ca să-l nască din nou și să ajungă să poată, dar nu intru în detaliu. Pe scurt, doar Satan vrea ca noi să nu cercetăm lucrurile. Ăla era sloganul lui, crede și nu cerceta. Pentru că teoria Big Bang-ului se bazează mai bine, crezi, nu cerceta, lasă, nu studia tu foarte multe, nu spune foarte multe întrebări, că la un moment dat s-ar putea să ajungi la concluzia că totuși există ordine, există rațiune, există o minte care ne-a făcut, dacă tot s-a ridicat la fileu ideea de informație. Gândiți-vă că în fiecare celulă există un ADN și fiecare ADN, prin definiție, înseamnă soft, înseamnă program. Păi orice minte de copil care se folosește un calculator își dă seama că unde este program, trebuie să fie programator. Nu poate un soft să se scrie singur, nu poate un ADN să apară singur. Numai cercetați lucrurile.
Am intrat pe făgașul acesta al discuției și mi se pare foarte incitant. Pe de altă parte, Biblia încurajează foarte mult credința. Cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt scriitori creștini care vorbesc de un salt al credinței. Unde este echilibrul între cele două, între credință și cercetare? Noi cumva definim credința foarte ciudat. Eu m-am așezat pe scaunul care stau acum, având credința că el mă ține. În fiecare zi folosesc credința. Credința nu este ceva prin definiție religios. Eu folosesc credința, încrederea că ceva, că partenerul meu de viață, copiii mei fac, o folosim în fiecare zi. Am credința că dacă am bani pe card, mă duc la un bancomat, pot să-mi scot banii aceia. Folosesc asta zilnic. Cu toate că nu-i vezi. Cu toate că nu-i văd, fac tranzacții online cu sume mari de bani, nu-i văd, nici ei nu văd, doar o foaie de hârtie și am credința că acea foaie are valoare. Apropo, în banc, notele noastre, adică notele noastre bancare, hârtiile alea fără valoare, noi le dăm valoare, avem credința că bucata aia de hârtie valorează 10 euro, de exemplu, da? Nu valorează nimic, noi dăm valoare foii ălea. Dar acum, credința are mai multe aspecte. Pe lângă aspectul zilnic și în termenii uzuali, folosim credința clar și în raport cu Dumnezeu, pentru că rațiunea o folosesc în raport cu Dumnezeu, în raport, am nevoie de rațiune zilnic, am nevoie de credință zilnic, am nevoie de credință în raport cu Dumnezeu, am nevoie de rațiune în raport cu Dumnezeu. Nu se exclude una pe cealaltă. Nu poate una fără cealaltă. Ca și bicicleta are nevoie de două roți. Dacă ai doar o roată, e circ. Stai doar așa, pe o singură rotiță. Dar ai nevoie de amândouă, și de rațiune și de credință. E clar că la un moment dat Dumnezeu îți face anumite promisiuni. Cum politicienii noștri ne-au făcut anumite promisiuni și am avut credință când ne-am dus la vot și am pus ștampila pe unde am pus ștampila. Și am avut credință că ăia o să facă mai bine decât ceilalți. Și acum culegem roadele. Ideea este că Dumnezeu ne face anumite promisiuni și e clar că trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Ne-a promis cerul, ne-a promis că se va duce să ne pregătească un loc acolo unde sunt, va fi El, unde este El, să fim și noi. E clar că eu cred lucrul ăsta. De ce cred? Sau pe ce se bazează? Rațiunea mea este luată și aruncată la gunoi? Nu! Pentru că văd că un Dumnezeu care este credincios, a fost credincios în trecutul vieții mele, a fost credincios cu alții dinaintea mea, nu singurul creștin acum din lumea asta, și nici ultimul. Eu sunt doar o picătură într-un imens ocean al oamenilor care l-au urmat pe Dumnezeu. Și e clar că dacă eu au avut experiențele astea cu Dumnezeu, știu că El se va ține de cuvânt. Niciodată n-am mințit. Niciodată, dimpotrivă, El când vorbește despre minciună, El urăște minciuna. El este altceva decât minciună. Satan este tatăl minciunii. Ăsta e cu promisiunile false și deșarte. Și ca atare, un Dumnezeu care este corect, un Dumnezeu care este sfânt, un Dumnezeu care nu minte și îmi face anumite promisiuni ghicitoare. O să-L cred sau nu? Logic, am să-L cred. Ați observat cum am folosit? Logic, am să-L cred. Am vorbit despre înțelepciune, despre logică și despre credință. Cum am putea ițele acestea să le legăm împreună? Care e legătura dintre ele? Este o artă. Legătura dintre ele este o artă și nu cred că pot să-ți o descriu. Este o artă pe care fiecare dintre noi trebuie să o trăiască zilnic. Nici nu cred că ar trebui să-ți o descriu. Sunt lucruri intime în familia mea care nu trebuie să ți le descriu, sunt ale mele și o să le țin acolo. La fel sunt lucruri intime în viața credinciosului care nu o să ți le descrie, o să se bucure de ele în fiecare zi. Cred că și eu acum am vorbit prea mult de lucrurile astea. Ar fi trebuit să tac și fiecare credincios să trăiască lucrurile astea și cei care m-au auzit și sunt născuți din nou și Duhul lui Dumnezeu este ei, au înțeles tot ceea ce le-am spus, eu doar am încurajat. Recunosc că am vorbit prea mult. De acum încolo urmează trăirea. Hai să ne bucurăm de Dumnezeu, hai să Îl gustăm și mă întorc la versetul pe care l-am citit, versetul 4, hai să Îl căutăm ca pe o comoară. De fapt, El trebuie să fie comoara noastră, iubitul nostru. Cum putem să creștem mai mult în înțelepciune? În mod concret, ce avem de făcut ca să fim mai înțelepți? O parte din lucruri deja am anticipat, faptul că există progresia aceasta, să nu ne mulțumim cu starea în care am ajuns. Vezi, există mai multe
pericole ca noi să nu creștem în înțelepciune. Hai să folosesc altă expresie. Există mai multe piedici ca noi să nu gustăm plinătatea Duhului Sfânt. Dăm voie să duc discuția și în sensul acela. Pentru că un om plin de Duhul Sfânt este un om înțelept. De fapt, Duhul Sfânt este Dumnezeu, o persoană care este plină de Dumnezeu, înțelege și are înțelepciunea. Înțelepciunea, prin definiție, înseamnă felul lui Dumnezeu de a fi. Ați înțeles ideea? În momentul în care un om l-a cunoscut pe Dumnezeu în urmă cu mai mulți ani de zile și au avut chiar anumite experiențe frumoase, există tendința aceasta de plafonare. Cartea Apocalipsa vorbește despre lucrul acesta ca fiind stingerea dragostei. Cred că fiecare dintre noi trebuie să depunem efort conștient, pericolul pe care noi îl avem ca la un moment dat să ne plafonăm și cumva trebuie să depășim pericolul acesta. La un moment dat, într-o dimineață, ca și dimineața zilei de astăzi, să mă trezesc și să spun: Doamne, astăzi vreau să te cunosc mai mult decât te-am cunoscut ieri. Astăzi vreau să te experimentez. Îți mulțumesc pentru experiențele trecutului. Știu că ai fost viu în viața mea. Pentru mine nu-i învierea doar o sărbătoare o dată pe an. Tu ești viu și acum, toamna. Și vei fi și de Crăciun viu pentru mine. Vreau să te gust și astăzi. Astăzi este o zi chiar frumoasă afară, dar săptămâna trecută ploua. Doamne, vreau și într-o zi mohorâtă ca aceasta, în care îmi beau ceaiul sau cafeaua, vreau, Doamne, să te gust și să fii viu în viața mea. Vreau să trăiesc din nou împreună cu tine. Ce zici, Doamne, ce facem azi? Unde mergem astăzi? Cum o să vorbesc astăzi? Și în felul acesta, când îl inviți pe Dumnezeu în viața ta zilnic, El va veni cu prezența Lui. El însuși este înțelepciune. Și mi-ai zis un lucru practic să-ți spun despre asta. Invită-L pe Dumnezeu în fiecare zi în viața ta. Asta nu-i ca mersul la biserică sau ca și eu știu ce alt exercițiu religios pe care noi îl facem duminica. Asta e o chestie ce ține de relația mea cu Dumnezeu. Invită-L pe Dumnezeu în viața ta și într-o zi banală de marți, mâine, miercuri, și atunci Dumnezeu este același ca și duminică. Când stai poate la biserică cu mâna sus și te închine înaintea lui Dumnezeu, este același Dumnezeu. Nu-i mai puțin Dumnezeu. Noi suntem mai puțin în prezența Lui sau mai puțin conștienți de prezența Lui decât este duminică. În final aș dori să vorbim despre o înțelepciune a lui Dumnezeu pe care oamenii o numesc nebunie. Este vorba de nebunia crucii. Care ar fi de fapt esența înțelepciunii, acestui mesaj de înțelepciune din partea lui Dumnezeu? Sunt mai multe. Care e esența unei prăjituri? Păi prăjitura e făcută din mai multe ingrediente. Hai să fiu foarte practic. Știu că sunt oameni care ne ascultă poate în timp ce conduc mașina. Unul din ingredientele principale și importante acolo la Golgota a fost dragostea lui Dumnezeu, dar a fost și sfințenia. Despre dragoste s-a vorbit mult. Vreau să vorbesc puțin despre sfințenie. Dumnezeu urăște păcatul. Nu că îi place, nu că negociază cu el. Păcatul are un singur sentiment în inima lui Dumnezeu. Ura. Sentimentul de respingere. El nu negociază cu așa ceva. În momentul în care vrei să fii un om înțelept, această lehamite de păcat trebuie să ne cuprindă inima fiecăruia dintre noi. Și apropo, atunci când stați la cină, dați-mi voi un sfat practic pentru când o să stați la cină. Probabil vi se va citi textul în care vi se va spune fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși, așa să întindem mâna la masa Domnului. Ce să cercetezi atunci? Sunt mai multe lucruri care le poți cerceta, dar una dintre cercetările noastre ar fi cât îmi sunt de dragi păcatele. Hai să iau un exemplu. Cât îmi este de dragă bârfa? Asta e un flagel așa în biserică. Cât îmi este de drag să mă cert? Cearta este alt păcat, ca și curvia. Am văzut persoane puse sub disciplină pentru curvie, pentru ceartă, nu. Pentru mândrie, nu. De ce îmi place să mă cert? De ce atunci când mă calci pe bătătură, eu încep să strig la tine, să fiu violent, să fiu jignitor la adresa ta? Nu vorbesc despre calea largă, vorbesc tot despre calea îngustă. Ăia care au urechi de auzit să audă bine. De ce îmi place să mă cert? Tocmai pentru că eu uit că Dumnezeu este sfânt,
Dumnezeu urăște păcatul, urăște cearta mea și ca și un lucru foarte practic și simplu, hai să începem o anumită zi în care știi că ai poate o zi dificilă. Știi că s-ar putea la un moment dat să primești un telefon sau să te întâlnești cu cineva și știi că ai o patimă. Fiecare dintre noi avem persoanele cu care avem anumite patime. De exemplu, dacă tu mie mi-ai greșit acum, Vali, nu cred că eu m-aș pune să mă cer cu tine, că ai o anumită distanță, chiar dacă mi-ești prieten, ne cunoaștem suficient de bine. Te respect prea mult ca să mă cer cu tine așa. Dar sunt persoane sensibile în viața mea, persoane din familia mea cu care eu am sensibilitate. Cred că acolo ar trebui să cerem înțelepciune sau prezența lui Dumnezeu în viața mea și să spui, Doamne, ajută-mă să nu mă mai cert cu X, Y, nu pot să spun acum în publică, sunt lucrurile mele din familia mea. Dar fiecare dintre noi în dreptul lui ar trebui să ceară înțelepciune în mod concret. Doamne, astăzi am să mă întâlnesc cu X din casa mea. Știi că are o clanță cât casa poporului. Ajută-mă, Doamne, să tac, ajută-mă să rabd, ajută-mă să spun cuvintele tale. Ce cuvinte a spus Domnul Iisus când a fost batjocorit? O tăcut. Păi hai să folosesc și eu jumate din cuvintele Domnului Iisus când el a tăcut. Și atunci, cred că vom avea pace. La urma urmei, suntem chemați să fim împăciuitori. Ferice de cel împăciuitor, adică de cel care caută să facă pacea. Hai de la finalul acestui interviu să ne rugăm Dumnezeu și vă invităm să veniți în rugăciune. Domnul Iisuse, Duhule Sfânt, am vrea să te rugăm să vii în viețile noastre a fiecăruia dintre noi. Și în mod concret, Doamne, ne rugăm pentru sfințenie. Ajută-ne să fim curați înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm la viața noastră cu sinceritate, cu pocăință și acolo, Doamne, unde este păcat, să te rugăm și mai ales să te lăsăm să lucrezi în viețile noastre. Doamne, îmi cer iertare pentru momentele când ai vrut să te atingi de viața mea și eu m-am încăpățânat și m-am împietrit și n-am lăsat, Duhule Sfânt, nu te-am lăsat să lucrezi în viața mea. Doamne, momente ca acestea te rog să-mi dai putere să accept mustrarea Ta. De fapt, în cartea Proverbele, mustrarea este instrumentul înțelepciunii de a lucra. Ajută-mă, Doamne, să-ți fiu un om pe plac și ajută-i pe toți ascultătorii noștri și cei care acum se roagă, poate cu ochii deschiși, dar se roagă și au dorința aceasta de a primi înțelepciune. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim de păcatele noastre și ajută-ne să trăim o viață curată, o viață plăcută Ție, o viață plină de Tine în viața noastră. Amin. Sunt Valentin Giurici. L-am avut împreună cu noi pe Ciprian Burghelea, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Carani. Îți mulțumim! Cu plăcere! Mai presus de orice informație și cunoaștere este înțelepciunea lui Dumnezeu. Mai de preț decât orice avere și faimă este cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Ceea ce părea cea mai mare nebunie, moartea lui Iisus Hristos, ne-a adus șansa iertării păcatului dacă venim la Dumnezeu. Yeah.
știu.